Cred că nu e la întâmplare. Cred că trăim timpuri atât de precipitate și Satana se asigură că noi suntem atât de ocupați cu viața și cu serviciu să fim orbi și nepregătiți pentru a doua venire. Dar în realitate, Domnul vine mai curând decât ne așteptăm. Domnul vine curând, fraților. A venit timpul. A venit timpul. Evenimentele vor fi scurte, rapide, precipitate, până să-ți dai seama totul va fi gata. A venit timpul și cei care nu realizează treaba asta vor rămâne pe din afară. Discutam cu un frate, mai de mult, în districtul când eram în Wisconsin. Și dânsul a fost 31 de ani în India, era băiat de misionar. Tata lui misionar în India, el s-a născut în India, deși american, și s-a întors acasă când avea 31 sau ceva de genul ăsta de ani. Și a făcut facultatea acolo. Când a venit acasă, dacă vă amintiți așa, cine mai știe, pe vremuri nu aveam GPS, aveam hărți, se numeau Rand Magnelile, cumpărați de la Walmart, erau vreo 6-7-8 dolari, așa, niște cărțulii mari. Vă amintiți? Înseamnă că sunteți bătrân, dacă vă amintiți. Erau hărți, te duiteai și fiecare stat erau pe pagină și mai erau și orășelele mai mari acolo. Și el și cu încă unul au făcut hărțile alea, membru meu din biserică. El era Rand Magnelile, el era Rand. Și omul o ducea bine, adică avea cele necesare, chiar puțin mai mult. Și îmi zici o dată, ce, pastore, tu tot spui că noi trebuie să lucrăm, să ne folosim darurile. Eu nu am cu cine să lucrez, pentru că eu unde stau, tot neighborhood, toată vecinătatea e închisă cu porți, cu paznic, în jurul lacului și nu se poate intra înăuntru. Și acolo sunt toți multimilionari și niciunul nu discută cu ceilalți. Eu nu știu nimic de vecin, nu știu câți copii are, nu știu cum îl cheamă, nimic. Când iese din casă, dacă îl văd, hello, hello, that's it. Ce, nimic altceva. Ce, cum pot eu să lucrez cu oamenii ăia? Zic, măi, omule, te rogi și Dumnezeu îți dă ocazia. Și zic, americanii au și o slăbiciune, se numește food, mâncare. Și dacă îi inviți la o masă, vin și dacă n-au timp. Și zic, te rogi, Dumnezeu îți dă ocazia, îi inviți la o masă. Chiar dacă nu este pistachio ice cream, adică fistic, știți, da? Poate să fie și altceva. Îi inviți la o masă și vin oamenii. Te rogi cu ei, găsești, Domnul te inspiră. S-a rugat, după ce s-a rugat vreo 3 săptămâni, vede pe un vecin. Good morning, how are you doing, good, bye. El în loc să zică bye, fuge la el. Vecinul se sperie, nimeni nu fuge la mine. Zice, vecine, uite, e aniversarea mea și a soției, avem ața ani de la căsătorie, avem înghețată și suc și prăjituri și vrem să te invităm să nu mâncăm înghețata singuri. Deci, bine, hai că vin. Ce, poți să-mi adun nevasta? Adun nevasta, gata. Ce, vecine, înainte să mâncăm, noi întotdeauna ne rugăm. Ce, da, dar eu nu mă rog, eu nu cred Dumnezeu. Închide ochii și mă rog eu. S-a rugat. După aceea au mâncat, s-au împrietenit, că trebuie, nu poți să lucrezi cu un străin, trebuie să clădești întâi prietenie. Noi încercăm să predicăm în loc să căutăm să avem relații cu oamenii. Trebuie să clădești o relație, cum spune în Divina Vindecare, că metoda lui Iisus e singura care lucrează. Iisus întâi clădea prietenii cu oamenii, îi vindeca, mânca cu ei și apoi discuta cu ei. Trebuie să clădești o relație acolo întâi. Duminica viitoare, vecine, ce mai faci? Bine, vecine, nu e aniversarea, dar am încă înghețată, n-am terminat-o, am pus-o în congelator, trebuie să o terminăm, hai încoa. Bine, bine, hai. Au venit, vecine, tu știi că noi nu mâncăm până nu ne rugăm. Bine, dar nu pot să mă rog așa degeaba, ea spune pentru ce să mă rog. Bă, știi, nu cred în rugăciune, dar n-am nimic de pierdut. Uite, cam astea ar fi problemele cu copiii, nu mă înțeleg, uite cam asta. Gata, mă rog pentru asta. Dar numai azi, și după ce pleci tu, o să mă rog pentru copiii tăi. Povestea lungă, s-a rugat cu ăla și după aceea zice, dar tu de ce te rogi când mănânci? Păi eu sunt adventist, dar ce crezi tu? Și din întrebări, întrebări ăsta răspundea, au început să discute. Ce, băi, dacă vrei, studiem. După aceea a mai chemat un vecin la mâncare duminica viitoare, a mai chemat încă unul, 11 vecini studiau și mâncau în fiecare duminică, 11 milionari. După vreo un an și jumătate, mai mult sau mai puțin, m-a chemat să botez 44 de milionari la Crystal Lake. 44 de oameni, toți bogați, care ziceai că ăștia nu au nevoie de... Toți au nevoie de Evanghelie, numai că noi nu știm. Nu știm tot și oamenii bogați trec prin greutăți și au nevoie de rugăciune și de Dumnezeu, nu-i așa? Problema e că noi nu avem atât de mult interes pentru alții, că avem prea mult interes pentru noi. Suntem așa de ocupați cu treaba noastră, că suntem orbi la nevoile din jurul nostru. Ne zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, nu pe a noastră, și neprihănirea lui. Și celelalte vi se vor da pe deasupra, dar noi nu avem încredere că ni le dă pe deasupra și ca să fim siguri o căutăm întâi pe asta. Și dacă mai rămâne timp, o căutăm și pe cealaltă.
Iisus, când discuta cu ucenicii, le-a spus că trebuie să pregătească, că sfârșitul este aproape. Și ucenicii au spus: Doamne, nu o să fie niciun sfârșit. Și ba da, o să fie, și Ierusalimul o să fie dărâmat. Nu, uite-te la cetatea asta. Și Iisus le zice: nu o să rămână piatră pe piatră, vă amintiți? Ucenicii au confundat, așa cum bine știm, sfârșitul lumii cu dărâmarea Ierusalimului. Și ucenicii, într-o întrebare, au întrebat două: când se vor întâmpla aceste lucruri și cum știm și cum ne pregătim? Și Iisus le-a răspuns la amândouă, despre Ierusalim și despre sfârșitul lumii. Și noi cunoaștem Matei 24 toată povestea. Și după ce vorbește cu ei, următorul lucru, Iisus le spune: duceți-vă întâi la oile pierdute din lume. Așa le spune. Ia uși, frate, că întâi trebuie să predici bisericii și apoi lumii. Păi de ce? Că biserica știe. Nu, ce să le spui? Le spui de cele 2300 de zile și nopți? Le spui de starea omului în moarte? De ce să le spui? Că tot ce discutăm noi știm. Noi așa că știm. Teoria o știe, mă. Suntem buni la teorie. Practica ne mănâncă. Și ce să le spui oamenilor? Și că duceți-vă întâi la oile pierdute ale lui Israel. Dar Iisus le spune și ce să le spună, zice, îmi cer scuze, era în Matei 10 asta. Ce să le spună? Spune-le așa: împărăția lui Dumnezeu este aproape. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. De ce le-a spus Iisus să meargă întâi la Israel înainte să meargă la ceilalți din lume să predice? Se pare, fraților, că orice am spune noi, cea mai bună predică și cea mai bun studiu biblic din lume, nu are nicio putere dacă tu nu-l trăiești mai întâi. Trebuie tu să trăiești adevărul ăla ca altul să te creadă în ce spui. Tu nu poți să ai puterea lui Dumnezeu în tine când vorbești până nu trăiești ce ai spus. Nu știu dacă m-ați înțeles. Petru, mai fi ținut el predici și predicuțe. Nu s-a botezat nimeni. Și numai după ce el a experimentat pocăința, a ținut o predică așa de simplă că eu cred că îl dădeam afară din lucrare. Adică că Iisus pe care l-a zărstignit a fost înviat, Domnul, pocăiți-vă, gata. N-are acolo nimic interesant, n-are nicio poveste așa frumoasă, nimic. Și 5.000 se botează. 3.000 întâi și după aceea 5. E bine, 3.000. Ideea este că el se pocăise mai întâi. Pentru că nu ce spui tu sau eu impresionează sau schimbă inimile, ci Duhul Sfânt schimbă inimile. Și eu nu pot să cer Duhului Sfânt să fie cu mine dacă eu nu m-am pocăit întâi. Noi uităm de prea multe ori că nu noi convingem oamenii, ci Duhul Sfânt îi convinge. Și le spune așa: duceți-vă și predicați întâi lui Israel. Păi de ce, fraților? Pentru că Israel doarme. Iisus și când se ruga în Ghețeman și aia dormeau. Iisus era înainte de cruce cu puțin și ei se certau care e primul și care e al doilea. Iisus e pe cruce și ei fug și nu-l cunosc, nu l-am văzut niciodată. Doamne să mă bată, nu am văzut pe omul ăsta în viața mea. Nu, nu, da, ăsta nu niciodată. Cred că mă confundați. La fel și despre Biserica lui Dumnezeu înainte de venire. Ce spune de Biserica Laodicea? Ce spune de ea? Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Cele mai frumoase calități. Așa mă bucur când aud în mine să sară în sus și în jos. Problema nu e că suntem așa. Asta nu e nicio problemă. Problema e că nu știm că suntem așa. Că dacă știi că ești bolnav, te duci la doctor. Dacă nu știi, zici: nu băi, sunt ok. Tu ești, tu-i problema ta. Păi frate, iar te-ai certat cu nevasta. Păi da frate, dar a zis. Nu mă frate, ce dacă a zis? E vina ta că te-ai certat. Noi totdeauna nu e vina noastră, e vina altuia. E vina pastorului, e vina comitetului, e vina fratelui, e vina sorei, e vina... Niciodată a mea, eu sunt sfânt. Eu n-am greșit. Noi nu știm cum suntem și pentru că nu știm cum suntem, nu ne pocăim. Nici o speranță. De-aia Iisus când vorbește de biserică, vorbește despre cele 10 fecioare. Câte din cele 10 fecioare dormeau? Toate dormeau, fraților. Și ale bune și ale rele. Toate dormeau. Se poate ca biserica să doarmă? E, dacă asculți cu atenție și sfore. Deja miroase a mort, așa, a început să se strice treaba. Toate dormeau, fraților, toate 10. Diferența nu e că unii dormeau și unii erau treji. Toți dormeau. Diferența e că atunci când s-a auzit strigarea, s-au trezit toți. Numai că unii au avut rezervă și unii nu. Și rezerva aia o clădești în ultima clipă sau din timp? Din timp, fraților, acum, astăzi. Astăzi. Auziți, prin ucenicii care dorm se reprezintă starea bisericii care doarme.
Auziți, când ziua lui Dumnezeu este aproape, când doarme biserica? Uite că paragraful și spune, când doarme biserica? Când ziua lui Dumnezeu este aproape. Când este un timp de nori, un timp întunecat, este periculos să dormi. Testimonii, volumul 2, pagina 205. Iisus este la ușă. Bărbați și femei sunt în ultimele ore ale pământului și totuși sunt fără grijă și nebuni. Predicatori fără putere încearcă să trezească, dar ei înșiși, predicatorii, dorm. Predicatorii care dorm predică la o biserică care doarme. Gospel Workers 121. Ia uzi, toată lumea doarme. E frumos, ne luăm și perind până la biserică. Auziți, Iisus, când, după ce le vorbește de semnele timpului, le dă câteva parabole ca să le spună cum să se pregătească pentru revenire. Când eram în armată, eu cu Dana, v-am mai spus o poveste, am pus ochii pe ea când ea avea 3 ani și o aveam 6. Și am ținut ochii pe ea toată viața, a fost prima mea și ultima mea prietenă, n-am mai avut alta. Și când eram în armată, îmi trimitea scrisori. Și n-aveam voie să am Biblie la mine și îmi trimitea scrisori, câte un pomelnic de așa de 15 pagini, scria toate prostiile acolo, că am gătit zacuscă și am pus atâta cu tare și atâtea roșii și atâtea cu tare și atâtea cu tare, la 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 la, și a fost meciul ăsta și a jucat cu tare, cu tare, și Steaua a făcut asta și asta și cu tare, și scria așa 7-8 pagini de prostii și după aceea pe undeva la mijloc scria și un paragraf din Spirit Profetic și 2-3 texte din Biblie și apoi era așa prostii. Când venea scrisoarea, ăia de la contrainformații veni, cenzurau tot. Citeam, nimic important. Și îmi dădea scrisoarea. Eu găseam paragraful, tăiam cu forfeca paragraful, restul aruncam, țineam paragraful și aveam și eu ce să studiez. Azi așa, mâine așa, tot primeam scrisori. Făceau soldații, băi, nimeni nu primește atâtea scrisori. Păi da, pe mine mă iubește, pe voi nu vă iubește, mă. Strângeam paragrafele, dimineața mă trezeam mai devreme cu o oră decât toți, aveam o lanternă micuță, stăteam sub plapumă și cu lanterna studiam și mă rugam sub plapumă. Și aia mă căutau, băi, ai Biblie? N-am, mă, Biblie. Te rogi, da, mă rog, studiez, da, studiez. Ce? Treaba mea și a lui Dumnezeu, nu vă spun. Studiam. Pe aceea îi spun lui Dana printr-o scrisoare, trimite înapoi. Marți, venim acasă, ne liberăm. Că era numărătoarea inversă, vă amintiți că tăiați câte o zi, așa, în fiecare zi? Nu? Cum se numea? Amereu. Amereu. Câte zile au mai rămas, nu? Tăiam așa câte o zi. Și când a fost cu o zi înainte, mai era una, când au tăiat ziua aia, ce credeți că au făcut soldații? S-au îmbătat. Ca porci. Studiați expresia îmbătat. S-au îmbătat. Le-au căzut pe jos toți. A venit capitanul, de fapt era locotenent major. A venit capitanul, îi vede pe toți băuți, sună la major, majorul vine și el, sună la contrainformație, la vine și el, ciupitul chema. Și zice, pedeapsă, pentru că v-ați îmbătat, vă mai ținem 2 zile pe toți. Dar eu îi trimisesem Dana, mâine, la ora cutare plec cu trenul din Vâlcea și la ora cutare sunt în Severin. Dana fericită, să mă aștepte. Cum credeți că m-a așteptat Dana? A stat acasă și zice, vai ce mult îl iubesc pe Domnul, de-abia aștept să vină, Domnul vine curând, Doamne, te iubesc. Așa m-a așteptat Dana. S-a dus la gară, frate. S-a dus la gară și m-a așteptat cu prăjituri și cu înghețată. I-am spus, nu lua flori, că nu-mi trebuie flori, mie mi-aduci înghețată și prăjituri. M-a așteptat în gară. Ok. Dar nouă nu ne-a dat ăștia voie să sunăm acasă, le spunem că ne țin în urmă. A așteptat, a venit trenul, vine trenul, toată lumea de jos, eu nu. Așteaptă, pleacă trenul. A rămas dezamăgit, a trebuit să mănânce ea înghețata. Ce zice? A pierdut trenul, săracul. Se duce la trenul următor. Așteaptă, vine trenul, pleacă trenul, eu nu sunt. Se duce la trenul al treilea, s-a descurajat, nu s-a mai dus la tren. De ce nu mă sună? De ce n-a venit? Încearcă să mă sune? N-avea unde să mă sune, n-avea cum să dea de mine. Ăștia nu ne-au dat voie să comunicăm. Așteptăm o clipă să le dea și dânșilor căștile, să nu pierdă. Chiar și ceasul al 11-lea, tot un salariu primea și dânșii. Gata. 1, 2, 3, gata. Merge? Merge. Good. God bless you. Ok. Dana, după ce da 3 trenuri și după aceea nu se mai duce. Ce credeți că a făcut ea în continuare să aștepte? S-a rugat. Doamne, când vine, te rog frumos, ajută-mă să știu când vine și să fiu pregătită. S-a rugat. După aceea ne dă drumul. Încerc să o sun, dar nu era acasă. N-am încotro, pierdeam tren, nu mă sui în tren. Eu mă rugam, Doamne, aș vrea să o văd pe Dana. Mi-e dor de ea, n-am văzut-o de atâtea luni de zile, aș vrea să o văd pe Dana.
Ajunge trenul în Severin, mă dau jos și în loc să iau prin parc pe drumul spre casă, zic, bă, mie mi-e dor de înghețată. Și o iau pe la piață. Și cum o iau pe la piață, mă abăteam așa din drum, piața mare de tot, acolo mii de oameni și varză și grămezi de roșii. Vă amintiți cum era piața în România? Vă amintiți? Așa. O iau pe la piață și în tumultul ăla de oameni, Dana o trimisese maică să-ți facă cumpărăturile, era în piață. Cum? Nu e la întâmplare când eu în loc să iau pe drumul ăsta, o iau pe la piață și ea în același timp, numai de vreme cu o oră, se duce la piață și în tumultul ăla de oameni și eu și ea ne întâlnim la chioșcul de înghețată. Nu e la întâmplare, nu? Nu e nimic la întâmplare. Când o văd la înghețată, a, Dana, ea mă vede, a, Luc, o luăm la fugă unul altul și ne luăm în brațe. Bucurie mare. De unde a știut ea să meargă la înghețată în clipa aia? Eu cred că Domnul a inspirat-o, așa cred. Acum dumneavoastră, dacă crede sau nu, nu mă interesează. Aia nu-i treaba dumneavoastră, că e căsătoria mea, nu e a dumneavoastră. Ok. Dar s-a pregătit, s-a rugat, s-a dus unde trebuia să ducă, a făcut ce trebuia să facă. Asta e punctul. Ok. Ce facem noi să ne pregătim pentru venire? Dimineața când ne trezim, ce facem? Ne facem rugăciunea, 3 secunde și jumate. Amin. Servici? Am terminat serviciul, da? Seara venim acasă, facem un shower, ne uităm la news, la CNN sau știu eu, la Fox sau la whatever, nu contează. Ne uităm la news, după aceea discutăm puțin așa în familie, după aceea poate mai ne uităm la televizor, poate facem noi școala de sabat și ne culcăm. În toată treaba asta, pentru cine ți-ai petrecut ziua? Pentru tine sau pentru Dumnezeu? Păi nu trebuie să răspundeți. Cum trebuie să te pregătești pentru revenirea Domnului? După ce le spune despre semnele timpului și de distrugerea Ierusalimului, Iisus le spune așa, despre servul credincios și servul necredincios. Stăpânul a plecat și a spus servului să dea de mâncare celorlalți. Așa e? Și el ce a zis? Stăpânul meu întârzie, zăbovește. Și ce a făcut? A început să bea și să îi bată pe ceilalți. Când vine Domnul, nu-i treaba ta, asta e treaba lui. Treaba ta este să dai de mâncare celorlalți. Servitorii servesc. Stăpânul hotărăște când vine. De unde până unde, servitorul s-a gândit că e treaba lui să știe când vine stăpânul. S-a făcut el stăpânul. În momentul în care noi, în loc să ne facem treaba, ne punem ochii pe alte lucruri, începem să abuzăm pe ei din jurul nostru, să criticăm, să ne luptăm, să ne îmbătăm, să facem alte prostii. Cei care nu se pregătesc sunt cei care abuzează pe ei din jur. Când un om vine la tine și critică pe altul, înseamnă că știi. Ok. Ce trebuia să facă ăștia ca să se pregătească pentru venirea stăpânului? Ce trebuia să facă? Să servească. E așa sau nu e așa? Următoarea parabolă. Cele 10 fecioare. Ce trebuia să facă să se pregătească? Să aibă ulei? Ia, e un răspuns bun. Numai că nu-i numai ăla. De ce trebuia să aibă ulei? Ce să facă cu el? Să-l pună în lampă. De ce să-l pună în lampă? Să lumineze. De ce să lumineze? Să fie o lumină pentru ceilalți, da? Ce-i aia? Ai servit Domnului. Când tu ești o lumină pentru restul lumii, tu ce faci? Faci lucrare misionară. Dar hai să vă spun exact cum se făcea. Nunțile se făceau seara și durau mult. Erau invitați oameni de departe și străzile pentru cine n-a fost pe acolo sunt încurcate. Adică, așa. Și multe din ele nu aveau nume pe vremea aia. Când veneau oamenii, se încurcau. Erau aleși tineri și erau trimiți cu lămpi la toate intersecțiile ca în noapte să țină lumină, să lumineze drumul spre sala de nuntă, ca străinii să nu se rătăcească și să meargă direct la sala de nuntă. Ăsta era rostul lor. M-ați înțeles care era rostul lor? Să fie o lumină să arate drumul spre sala de nuntă. Care e rostul nostru? Să arătăm drumul pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru cei care nu-l știu. Ce e asta? Serviciu. Dumnezeu ne-a chemat să-i servim. E așa sau nu e așa? Următoarea parabolă. Și așa, apropo, ce s-a întâmplat în prima cu servitorii care în loc să servească i-au bătut pe ceilalți? Când a venit stăpânul, ce a făcut cu ei? I-a aruncat unde? Păi atunci știm ce se întâmplă cu aia care nu se pregătesc. Ce s-a întâmplat cu cele 5 fecioare care n-au făcut lumină? Ce s-a întâmplat cu ele? Au rămas afară. Mai departe, pilda talanților. La unul i-a dat 1, la unul i-a dat 2 și la unul i-a dat 5. Ce s-a întâmplat cu aia care n-au folosit talanții?
Dumneavoastră înțelegeți că nimeni care nu servește nu va intra în împărăția lui Dumnezeu? În toate parabolele astea, cine n-a servit, n-a intrat. E clar sau nu? Ok. Când Iisus vine, îi va împărți în două grupe. Și face așa: veniți, binecuvântați tatălui meu, că ați dat zecime, ați cântat în cor și ați mers la cheia meeting și ați mâncat brocoli. Așa le zice. Ați mâncat tofu, nu? Nu le zice așa. Dar cum le zice? Am fost bolnav și m-ați vizitat, am fost în pușcărie și ați venit la mine, am fost înfometat, am fost dezbrăcat. Ce e asta? Serviciu. Nu mă înțelegeți greșit. E bine să ții sabatul, e bine să mănânci sănătos, e bine să dai zecimea. Trebuie. Dar nu e suficient. Dacă nu te rogi și nu studiezi și nu ajungi pe cei săraci și n-ai milă și nu-ți iubești pe aproapele și nu-ți iubești dușmanul și nu te rogi pentru ei, degeaba. Și farisei făceau prima parte. Pe astea trebuie să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Așa. Cum te pregătești pentru a doua venire? Stai acasă și vine Domnul, vai ce frumos, aștept venirea Lui. Așa te pregătești, că zici că aștepți. Ca atunci când mergi la andare: saba fericit, saba fericit, ce v-ați tratat bine, ce v-ați tratat bine, și tu și eu, bravo, Domnul fie lăudat. Amândoi mint, niciunul nu face bine. E tot așa o spoială. Fraților, nu e suficient să-i iubesc pe Domnul, vine Domnul, ce mai faci, frate, bine, și tu bine, da, ce bine. Nu e suficient. Pregătirea pentru a doua venire e concretă. Te rogi, studiezi, încerci să-L urmezi pe Dumnezeu, încerci să-ți pui încrederea în El, încerci să servești altora, încerci să ajuți săracii, faci ce a făcut Iisus. Vizitezi bolnavii, vorbești cu oamenii care nu știu pe Domnul, îi ajuți pe ea nevoie. Pregătirea e concretă. Haideți mai departe. Am vorbit de asta. Toți în parabole care n-au servit au fost pierduți. Cei care nu servesc n-au nimic de a face cu caracterul lui Hristos, pentru că Iisus n-a venit să îi se servească, ci să servească. Și a zis: călcați pe urmele mele. Dumnezeu nu ne-a trimis să fim șefi, ne-a trimis să fim servitori. Dumnezeu vine în curând. Ești gata? Când o să fii gata? Dacă nu azi, când crezi? Mâine? Poi mâine? Tuesday? Wednesday? Când o să fii gata? Ce o să faci tu curând, curând, mai curând decât ne imaginăm, foarte curând, o să închidă harul. În ziua în care Dumnezeu zice, s-a sfârșit. În momentul în care Dumnezeu zice, s-a sfârșit. Cine a fost neprihănit, rămâne neprihănit. Cine a fost stinker, rămâne stinker. Ok. În ziua în care Dumnezeu zice treaba asta, ce o să faci tu în clipa aia? Ce faci tu în momentul ăla? Eu știu ce faci, sunt profet acum, în clipa asta pot să profetizez. O pot să vă spun exact fiecare ce faceți. Știți ce faceți? Uite, acum vă spun. Glumesc, nu sunt profet. Exact ce ai făcut până atunci. Ce faci în fiecare zi? Aia o să faci atunci. Și pot să vă dovedesc cu Biblia treaba asta. Auziți. Luăm așa un verset, nu stau mult pe el pentru că n-am timp. Ce? Nu sigila cuvintele din profeția asta pentru că timpul este aproape. Cine este nedrept să rămână nedrept, cine este așa să rămână așa. Iată că vin curând și răsplata mea îți dau fiecăruia după faptele lui. Va fi un timp, înainte de a veni Domnul, când ușa harului se va închide, când ziua aia va veni, ce o să faci? Exact ce faci azi și mâine și poi mine. Pentru că azi e ziua salvării, azi dacă auzi vocea lui. Dacă azi nu te pocăiești, exact ce am spus dimineață, mâine nu te pocăiești. Și Iisus ce le spune? Ce, Doamne, cum o să fie atunci? Ca să știu și eu să mă pregătesc. Uite cum o să fie, le spune Iisus. Cum a fost în zilele lui Noe și cum a fost în zilele lui Lot. Cum a fost în zilele lui Noe? Ce spune Biblia? Mâncau? Ce rău cu mâncatul, fraților? Fraților, și eu mănânc. Și nu mă simt vinovat când mănânc. Din contră, îmi place și mă bucur. Mâncau, beau? Acolo nu spune că beau băutură, beau. Dacă bei suc, nu? De pomegranate, e rău sau e bine? Dacă bei apă, e rău sau e bine? Dacă bei suc de morcov, e rău sau e bine? Dacă bei Pepsi, e rău sau e bine? Nu răspundeți. Ok, așa. Nu, n-am zis că e rău, n-am zis că e bine. Nu mă bag la asta, nu contează ce suc. Ideea e că nu spune că beau vodka. Ok. Mâncau, beau, vindeau, cumpărau, e rău? Plantau grădini, e rău? Și eu plantez grădină. Am două grădini. Una e imensă, una e puțin mai mică, dar două. Am 42 de pomi plantați, am 16 vițe de vie plantate. Nu mă simt vinovat că le-am plantat. Din contră, mă bucur. Păi nu, ce plantau, clădeau case, e rău să clădești case? Nu, fraților. Așa, clădeau case,
Se căsătoreau, e rău să te căsătorești. Nu de unde? Și atunci care e problema, fraților? Nu spune că se omorau, nu spune că furau. Oamenii ăștia sunt oameni normali, frate. Merg la biserică, ăștia sunt cele 10 fecioare, știi, oameni credincioși. Țin sabatul, spun pacea Domnului, frate, sabat fericit, unul altuia. Ce mai faci bine, ce mai faci bine, să ia în brațe, Domnul să fie lăudat, mă bucur să te văd, așa te iubesc, iară. Așa, se dau zecimea unui, nu toți, așa, plătesc taxe, au servici, că sunt oameni buni. Ce e rău că oamenii ăștia merg la servici, clădesc, construiesc, pun roșii în grădină, ce e rău cu asta? Ce când a venit sfârșitul, i-a găsit făcând asta și au pierit. Păi să vedem ce e rău cu asta. O să fie ca angelele Noa și ca angelele Lot. Așa o chestie scurtă acolo, să arunc așa o idee pe degeaba. Asta e așa printre rânduri, nu trebuie să plătiți pentru asta. Deci când veți vedea urăciunea pustirii așezată în locul preasfânt, cine este la Walmart să nu se ducă acasă și ia iPad-ul, să fugă direct la munți. Așa scrie. Cine este pe acoperiș să nu se dea jos să-și ia geanta și cheile de la mașină, să fugă direct. Cine este? Nu? Ce este urăciunea pustirii în locul sfânt? Pe vremea aia știam, când au venit armatele romane cu idolilor și au intrat în templu cu idoli. Dar cuvântul din Biblie este belugma, care înseamnă în traducere un lucru detestabil, stabilit în idolatrie, care merge împotriva principiilor sfinte și instituțiilor sfinte ale lui Dumnezeu. Care sunt instituțiile sfinte ale lui Dumnezeu? Păi nu sunt decât două. Căsătoria și sabatul. Ce atacă Satana cel mai tare? Ce s-a întâmplat pe vremea lui Noe și ce s-a întâmplat pe vremea lui Lot? Păi vă dau paragrafe. Și din istorie, și din spirit profetic, și din Biblie. Ce era pe vremea lui Lot? Păi vă spun eu ce era. Scrie în Biblie, scrie spirit profetic. Poligamie și idolatrie. Ce e poligamia? E împotriva căsătoriei. Este sau nu? Ce era pe vremea lui Lot? Ce era pe vremea lui Lot? Homosexualism. Împotriva căsătoriei. 1. 2. Pe vremea lui Noe era idolatrie, se închinau, început să se închine la soare. Ce e aia? Împotriva sabatului, că se închinau duminica la soare. Acum eu nu spun, nu judec pe nimeni, nu spun că oamenii erau răi, poate că nu știau, dar ideea este că era ziua soarelui, se întorceau cu fața la soare și se închinau soarelui, nu se mai închinau lui Dumnezeu. Ok, trecem puțin mai departe. Vreau să vă spun așa, când guvernul și bisericile trec împotriva sabatului și a căsătoriei, atunci vine Domnul. Ok. Iisus spune așa, va fi ca în zilele lui Noa și ca în zilele lui Lot. Haideți să vedem, analizăm puțin. În curând harul se va închide. În momentul acela nu va mai fi nicio schimbare. Acea zi va fi o zi normală ca toate zilele. Acea zi nu o să fie cu trăznete, cu tunete, nici nu o să știi că a trecut. Când se va închide harul și când o să-ți dai seama că e închise prea târziu. Cum a fost în ziua lui Noe? Haideți să vedem. Cum a fost? Vreau să vă întreb, au fost toți oamenii ăia care n-au intrat în corabie răi? Nu, fraților, au fost oameni de treabă. Mulți din ei l-au ajutat pe Noe să construiască corabia. Știați asta? Da. Păi cum s-a întâmplat? Uite așa s-a întâmplat. Fratele Noe era pastor în Loma Linda. Și fratele Noe zice, băi, mi-a vorbit Domnul și mi-a spus să construim o barcă. Și frații au zis, băi, frate pastor, eu înțeleg că ai mâncat prea târziu azi noapte și că n-ai dormit și acum vorbești, visezi cu ochii deschiși. Dar aici n-a plouat de 6 ani. Acolo nu plouase niciodată. Ok? Cu ce vorbești, matale, de potop? Și, matale, vrei să construiești barca pe vârful muntelui. N-ai învățat și, matale, că apa curge în jos, nu în sus? Dacă pui barca, pune și, matale, jos lângă ocean. Nu pune pe vârf de munte, că nu o să fie apa acolo niciodată. Îți dai seama că trebuie să plouă, să ajungă apa acolo. Și în al doilea rând, ce e aia ploaie? Că nu plouase niciodată. Ce e aia ploaie? Păi să-ți descriu, cade apă din cer. Cum se cade apă, frate? S-ai pierdut mințile? Pe aceea spune nevasta, du-l la doctor că e rău cu el. Vorbesc cu comitetul, ăsta săracul a luat o razna. Ce facem, îl schimbăm? Nu, că e pastorul nostru, îl iubim, sună la conferință. Păi, fraților, ăsta trebuie tratament, s-a îmbolnăvit săracul. Cine credeți că l-a crezut din generația lui? De ce nu l-au crezut? Pentru că nu avea o relație cu Dumnezeu. De-aia au fost pierduți, că nu avea o relație cu Dumnezeu. Cât a lucrat Noe la construcția corabiei? 120 de ani au avut timp să se pocăiască. Acum,
Așa am auzit pe mulți, că așa au spus și lui Iisus. Doamne, dacă faci o minune, atunci o să creadă și o să se pocăiască. Și Iisus le spune, dacă nu crede ce stă scris, o să faci o minune și nu se pocă. Și așa este, că după ce Iisus le-a spus treaba asta, ziua următoare l-a înviat pe Lazarus din morți. Te aștepta acum când văd pe la mort că merge, că se pocăiesc toți. De unde? Au vrut să-l omoare pe Lazar. Dacă nu crezi ce stă scris, nu crezi nici într-o minune. Găsește explicații, minunile, orice minune durează 3 zile, după 3 zile uiți. Ce se întâmplă în ziua lui Noe? După ce termină de construit, unii dintre ei zic, măi, Noe rece, băi, fraților, hai să intrăm înăuntru, să ne scăpăm cu viață. Și unii dintre ei, ia, frate, Noe, ia, o să intrăm, dar știi ceva? Mâine, nu astăzi. Că uite-te pe nori. Ne-am uitat la CNN și nu e furtună, nu sunt tornade, nu e ploaie, nu e niciun nor pe cer. M-am uitat la vreme, la Weather Channel și nu e nimic. Stai liniștit, intrăm și noi mâine. Și acum ce se întâmplă? S-a întâmplat acolo vreo minune sau nu s-a întâmplat vreo minune? Nu, înainte de ușă. Au venit animalele. Auzi, când vezi matale din pădure că vin așa două câte două, două girafe, doi lei, doi leopardi, aia-i minune, mă, frate! Eu dacă erați acolo, dacă erați acolo în zilele lui Noe și vedeți animale venind din pădure, ce ziceați? Wow! Ce peisaj! Să le vezi așa aliniate, cum vin din pădure și se strâng și intră în corabie, singure urcă în corabie, se duc la locul lor. Doamne! Te gândești că se pocăiau. Dar nu e ciudat, fraților, că animalele ascultă vocea lui Dumnezeu și oamenii nu? Nu e ciudat că animalele ascultă și oamenii nu? Animale intră și ăștia toți impresionați. Am auzit predica asta. Au intrat animalele. Gata, mâine intrăm și noi. Intră acum, tată, nu mâine. S-a închis ușa. Mai trecut o săptămână, au venit norii. Câți au fost scăpați? 8. Familia lui Noe și cu el, 7+1. Acum vreau să vă pun o întrebare așa, simplă de tot. Dacă pe acolo venea un bețivan, mergea așa ca șarpele și vedea ușa deschisă. Ușa deschisă. Și intra. Era salvat sau era pierdut? Păi, dar n-a făcut nimic bun omul ăla. Păcătos, auzi, salvat. Eu credeam că numai sfinții sunt salvați, auzi. Era salvat sau pierdut? Era salvat! Condiția n-a fost o hârtie pe ușă, intrarea interzisă păcătoșilor. Eu nu-mi amintesc așa ceva în Biblia mea. Spune ușa deschisă, invită-i, cine va intra, va fi salvat. Iar Spiritul Profetic spune că oricine a avut șansa să intre, dar au fost pierduți pentru că n-au crezut, nu pentru că au fost păcătoși. Și tâlharul de pe cruce și Maria și femeia de la fântâna lui Iacov. Nu? În momentul în care ar fi intrat, ar fi fost salvat. Tragedia nu e că ești prea păcătos, frate, nu, mă lupt. Tragedia e că nu-ți pui încrederea că Dumnezeu te poate salva. Să-ți pui ochii pe el, Doamne, nu te las. Te-am prins și nu te las. Eu nu pot să mă schimb, dar fă ce vrei, omoară-mă, dar schimbă-mă. Dumnezeu te va schimba, Dumnezeu te va salva. Cum? Treaba lui, nu-i treaba ta. Niciunul n-a fost pierdut pentru că a fost păcătos, ci pentru că n-a intrat. Nu toată lumea din generația aia au fost răi. Mulți au fost worshippers of God, mulți au fost credincioși, Seventh-day Adventist. Așa. Dar au fost așa de orbiți de amânare și refuzare continuă că au crezut că mesajul lui Noe e așa un vis, o poveste. Auziți, au refuzat chemarea lui Dumnezeu prin a continua să facă ce au făcut ieri. Când și cum refuzi invitația lui Dumnezeu? Trebuie neapărat să omori pe cineva, să furi, să faci ceva rău? Sau cum spune aici? Cum refuzi chemarea lui Dumnezeu? Când faci exact ce ai făcut. Păi frate, asta fac eu toată viața, adică dimineața mă duc la serviciu, după amiază mă întorc, mă spăl, mănânc, citesc puțin, mă duc la culcare, mâine la fel, poimine la fel. Ce e rău cu asta, frate? Păi fraților, vă spun ce e rău cu asta. Când așa faci azi, așa faci mâine, așa faci un an, așa faci 20 de ani, așa o faci o viață, obiceiul devine caracter. Și caracterul e cine ești tu. Și caracterul nu se schimbă. Foarte greu se schimbă. Și în momentul în care faci asta, așa te obișnuiești, că nu te mai schimbi. Când veneam din București, mi-amintesc, când aveam secția de construcții, de croitorie, veneam din București și era așa o iarnă cumplită și mergeam din București spre Caransebeș și erau zăpada și gheața așa de mare și pe unde mergeau mașinile se făcuse așa ca două șanțuri. Și când am intrat cu mașina pe șanțurile alea, venea unul din direcție pe partea cealaltă, greșită, pe partea mea, în loc să vină pe partea lui. Și încercam să ies din șanțuri și mașina mi-a alunecat roata înapoi
Nu vrea să iasă din trax, din urmele alea. Nu vrea să iasă. Și m-a rugat, Doamne, scapă-mă. Și în ultima clipă camionul a ieșit el și m-a ocolit. Devin așa, obiceiurile în viață devin așa ca două urme de mașină și nu-ți mai dai seama, ești obișnuit? Da, înainte. Și nu-ți... Păi nu fac, frate, nimic rău, nu omor pe nimeni, mă duc la adunare, țin sabatul, nu fac nimic rău. Și prin faptul că ești obișnuit, nici nu măcar nu simți nevoia. Și adormi și tu crezi că ești treaz. Ca banul pierdut în biserică. Săracul nu știe că e pierdut, că el e în biserică. Poți să fii în biserică și să fii pierdut? Oaia afară plânge, că știe că e afară, dar banul înăuntru zice, sunt bine, sunt în biserică. Și el, săracul, e pierdut la fel ca oaia. Ca cei doi fii. Unul e pierdut afară, unul e pierdut înăuntru. Fiul risipitor era amândoi, nu unul. Așa. Zice, ei continuă să clădească, continuă, până când se închide harul. Servul Dumnezeu a făcut ultimul apel la ei, să intre. Animalele au ascultat, dar ei n-au intrat. Și-au înțepenit inima prin amânare continuă a luminii. Cum îți împietrești inima? Când Dumnezeu îți dă lumină și o amâi. Exact de asta vorbeam azi dimineață. Când amâi, devii orb și paralizat în căile tale. Dacă nu asculți azi, nu o să asculți mâine și mâine o să faci ca și poi mâine ca mâine și răspui mâine ca poi mâine și așa mai departe. În curând, harul se va închide și pentru tine o să fie o zi ca ieri și ca alaltă, ca toate zilele. Pentru că tu dacă vrei să schimbi, trebuie să schimbi azi. Nu trebuie să aștepți pentru mâine. Ușa a fost închisă și nimeni n-a mai putut intra. Vreau să vă dau o poveste. Cred că cunoașteți povestea foarte bine. Nu e nimic nou. În câțiva ani în urmă s-a întâmplat o chestie care probabil că toată lumea așa o știe foarte bine. Pe mai 18, 1980. Mai 18, 1980. Muntele St. Helen din Washington State a erupt. A fost cu tremur și a erupt și muntele a dispărut, aproape o parte din munte, nu tot. Înainte să erupă muntele, cu câteva luni, din cauza presiunii clădite, a început să niște muntele. Toți s-au speriat. Bă, poate erupe vulcanul! Ce facem? Ăștia de la seismologie le-au dat vestea. Băi, am măsurat și presiunea e foarte mare, poate să erupă. Mutați-vă ca să scăpați cu viața. Dar cutremur s-a oprit. Numai a fost puțină presiune, dar nu mai e cutremur, gata. După încă vreo lună, se rupe vulcanul, ce facem? Păi stai să ne discutăm. Păi uite ce facem, trebuie să vindem casa, că nu pot să... Am plătit și noi mortgage 30 de ani aici, adică ce fac, pierd casa? Trebuie să vindem casa, trebuie să ne luăm de aici mașina și cutare și cățelul și purcelul, trebuie să așa, și după ce reușim să facem tot, ne mutăm. Dar asta ia timp. Luna viitoare, după aceea, după două săptămâni, după aceea, după o săptămână, după aceea, în fiecare zi, Și oamenii ce au făcut? S-au învățat cu tremurile. Se duceau ăștia de la stat și discutau cu ei. Și că lasă-mă, frate, că a fost cu tremur și ieri și alalt ieri, și că de luni de zile e cu tremur în fiecare zi. Cum crezi tu că o să se mute muntele ăla din loc? Tu îți dai seama ce vorbești? Ce se întâmplă cu oamenii? Se învață cu semnele timpului. Așa te înveți cu semnele timpului că nu te mai impresionează tornada. Zice, când o vedea semnele, frate, atunci ne pregătim pentru a doua venire. Nu, frate, că semnele sunt în jurul matale și nu le vezi. De ce? Că semnele nu vin de la 0 la 100%. Semnele cresc gradual și te înveți cu ele, că ele cresc încet, încet. Nu e niciun cutremur și apoi 300 cutremure pe minut. Nici unul, după aceea un cutremur la 100 de ani, după aceea un cutremur la 50 de ani, după aceea un cutremur la 20 de ani, după aceea un cutremur la un an, după aceea 5 cutremure pe an, după aceea 10, după aceea 300 pe an, după aceea 1 pe zi, după aceea 5 pe zi, după aceea 1 pe oră, după aceea 300 pe oră. Dar așa de încet e schimbarea, că te obișnuiești, se pare normal. Niciun foc, după aceea un foc la 10 ani, după aceea focuri în fiecare an. Și că arde focul acolo, arde focul, focuri în California, focuri în Montana, focuri în... Ne-am învățat cu focurile, nu-i așa că ne-am învățat. Tornadă. Ce auzi? 300 de tornade, 600 de tornade într-un an. Nu mai e nimeni impresionat, ne-am învățat cu tornadele. Că schimbarea e așa de mică că ți se pare normal să fie tornade, normal să fie tsunami, normal să fie cutremur, normal să fie economia căzută, normal să fie corupție, normal să fie ISIS. Totul e normal. Nu e nimic normal, fraților. Numai că schimbarea n-a fost bruscă și a crescut treptat și noi ne-am obișnuit cu schimbarea. De ce zice că va fi ca durerile la naștere? Nu vin contracții așa, buh, din toate și puf, gata, l-a născut. Nu, bă, tată, nu e așa. Una la 4 ore, după aceea una la 2 ore, după aceea una la 1 oră, contracțiile cresc
În progresie, în frecvență, nu-i așa? În intensitate. Așa e și la revenire. Și pentru că semnele nu sunt dintr-o dată, te înveți cu ele și nu le mai vezi. Și pentru că nu le vezi, nu te pregătești și zici, când vine Domnul și voi vedea semnele, atunci mă pocăiesc. Nu o să vezi niciun semn, că ele sunt în jurul tău și nu le vezi. Cum a fost cu muntele? Cu tremur în fiecare zi. Presiunea a crescut atât de mare că a venit de la stat și a spus, trebuie neapărat să plecați, că va erupe în orice moment. Majoritatea au plecat, 54 de familii au rămas. Noi nu plecăm, noi nu plecăm. Unul dintre ei, a 54, uitați, a fost, a erupt vulcanul, după ce a erupt vulcanul, uite acolo ce a rămas din munte. Și acum încercau atunci, în ultima clipă, să intre și ei în corabie, să pregătească. I-a îngropat sub 240 de feet de grosime, de lavă și cenușe. Câte grosime? Vă dați seama! Ăia sunt acolo, bine mersi, dedesubt, dorm, așteaptă revenirea. Uite cum arăta muntele înainte, în partea stângă, în colț, și cum arăta muntele după. Înainte era jos la poalul muntei pădure și verdeață, după e totul lavă și nisip, totul acoperit cu cenușe. Îngropat și case și tot. Acolo a fost un om, îl chema Harry Truman. Îi cunoaște toată povestea, a fost peste tot pe internet. Dacă verificați pe internet, îl găsiți. Și ăsta făcea mișto de poliție și de guvern și de care plecau. Stătea în față pe porci și făcea, ce faci bă, plecați? Bă, fraier sunteți, băi. Cu tremure sunt în fiecare zi, băi. Harry, trebuie să pleci, băi, dacă vrei să scapi cu viață. Băi, spunea, între mine și munte sunt 11 maile de pădure, băi. Când e rupe vulcanul, ajunge acolo, dar nu trece 11 maile prin toată pădurea asta de copaci puternici și înalți să mă acopere pe mine. Au mai fost cu tremure și semne, băi, lasă-mă că nu se întâmplă nimic. Zice, I ain't living, I'm staying here. Zice, eu nu plec, eu stau aici. Fraților, vă spun ceva, și acum e tot acolo. Numai că 240 de feet adâncime. E tot acolo. Cum s-a întâmplat cu Balaam? Îi zice Domnul, nu te duce. Și el ce zice? Doamne, lasă-mă să mă duc. Lasă-mă să mă duc. Nu te duce. Vine ăia și le spune, nu mă lasă Domnul să plec. Nu mă lasă Domnul să plec. Ăia pleacă. Și el ce face? Se roagă. De ce se roagă? E bine să te rogi. A făcut bine că s-a rugat. A făcut rău, n-a făcut bine. A făcut rău că s-a rugat. Că ce s-a rugat el? Să-i dea Domnul voie să facă ce a zis Domnul să nu facă. Nu știu dacă mă înțelegeți. Zice, să vă spun de ce vă dau exemplul ăsta. Frate! Trebuie neapărat să pleci, să fugi la munți. Stai să mă rog. Când vedeți Ierusalimul înconjurat de obști, fugiți la munte. Stai să mă rog. N-ai de ce să te rogi. Domnul deja ți-a spus, ascultă. Noi de multe ori nu ne rugăm ca Domnul să ne dea puterea să ascultăm vocea Lui, ci ne rugăm ca Domnul să aprobe voia noastră. Nu ne rugăm ca noi să facem voia Lui, ci ne rugăm ca El să facă voia noastră. Nu știu dacă mă înțelegeți. De cele mai multe ori. De cele mai multe ori încercăm să primim aprobarea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ce vrem noi, nu putere pentru ce vrea El. Ce stai să mă rog dacă mă lasă Domnul? Păi Domnul ți-a spus să nu te duci, ce să te mai rogi? Fraților, nu știu dacă să dau zecimea sau nu, stai să mă rog. There is nothing to pray. Domnul ți-a spus deja ce să faci. Ce nu știu ce să fac să mă rog dacă să-mi înșel soția. Are o crenze? N-ai de ce să te rogi? Dumnezeu ți-a spus deja ce să faci. Ascultă! De multe ori folosim haina sfințeniei pietății ca să ascundem prostiile care le facem. Să mă rog, frate. Și sunt creștini ascunși sub haina asta a rugăciunii și a sabatului care te mănâncă de viu și fac numai prostii. Dacă vrei să asculți, ascultă. Ce face Balaam? Zice, Doamne, ce să mă rog? Se roagă Dumnezeu ce îi spune? Nu te duce, că drumul ăsta duce la moarte. Mai clar că așa nu se poate. Și Balaam ce zice? Doamne, te rog frumos, lasă-mă să mă duc. Nu te duce. Doamne, te rog, lasă-mă. Nu te duce. Doamne, îți promit că dacă mă duc, te ascult și nu spun nimic decât ce spui tu. E bine sau e rău? E rău, frate, pentru că el zice așa. Dacă mă las să mă duc, te ascult. Dacă cu adevărat vrei să asculți, nu te duce.
Că Domnul deja ți-a spus să nu te duci. Dacă n-asculți acum, de ce crezi că o să asculți atunci? Și dacă mă duc, te ascult. Nu, n-o să asculți. Dumnezeu, ce bine, fă ce vrei, că Dumnezeu ți-a dat libertate de alegere. Alegeați viața și moarte, treaba ta. Se duce. Pe drum, ce face măgărița? Se oprește, se proptește de stâncă. Și Balaam ce face? Zice așa, băi, eu am învățat din Biblie că toate lucrurile nu sunt la întâmplare, ci toate lucrează împreună. Să știi că mașina asta s-a oprit, că Domnul are un plan, Domnul nu vrea să mă duc. Hai să mă rog, Doamne, nu cumva e voia ta să mă întorc înapoi? Cred că e un semn, mă întorc înapoi. Așa face? Bate măgărița! Pastorul s-a enervat pe mașină, a început să dea cu piciorul roată. Măgărița pleacă din nou, se oprește iar. Fratele pastor se enervează iar, iar se ceartă cu măgărița. Auzi, te ceri cu măgarul. Măgărița se oprește iar, o bate de rupe. Măgărița se culcă jos, vă amintiți? Și ce se întâmplă atunci? Wow! Dacă ați fi acolo și măgarul ar deschide gura și ar începe, ce mai faci, de ce mă bați? Eu cred că aș lua-o la fugă. Aia e minune, nu glumă. Așa e? Aveți, câți aveți vreun câine sau o pisică, ceva? Ce-ar fi dacă v-ar vorbi câinele? Ar începe, hei, ce mai faci, băi? De ce ești nervos, bă? Că tu ești creștin, nu te enerva. Ce-ai zice dacă ți-ar vorbi câinele? Frichi, a? Ok. Îi vorbește măgarul. Ce mai minune vrei de așa? Dacă aia nu-i minune, păi niciuna nu-i minune. De acord sau nu? Ce face el? Se pocăiește sau nu? Fraților, dacă n-ascultăm de ce stă scris, nici o minune nu o să ne impresioneze prea tare. Când îi vorbește măgărița, atât de închis la minte e că începe să argumenteze cu măgărița. De ce mă bați? Păi dacă nu mergi. În loc să se gândească, băi, măgarul vorbește. Începe să se certe cu măgarul. Se poate, ca să fim așa de focalizați pe viața noastră, pe nevoile noastre, pe planurile noastre, că să fim orbi la minunile din jurul și la semnele din jurul nostru, se poate? Uite, așa era Balaam, așa de focalizat, păi vreau să mă duc, vreau să mă duc, vreau să mă duc, trebuie neapărat să rezolv asta, trebuie neapărat, așa de focalizat, că nu vede că vorbește o măgăriță, el e mai măgar decât măgarul. Animalele ascultă și intră în corabie. Măgărița ascultă, profetul lui Dumnezeu nu ascultă. Se poate să fim așa de obișnuiți cu viața de zi cu zi, încât să devenim orbi și să nu vedem minunile și semnele din jurul nostru? Se poate sau nu se poate? Se poate, fraților, se poate. Și atunci, minunea minunilor, cine apare? Îngerul Domnului apare. Vă dați seama gloria aia când apare un înger și vorbește. Acum eu mi-închipui, chiar s-a plecat jos și a zis, te rog frumos, spune-i Domnului că îmi pare rău să mă ierte. Gata, mă întorc înapoi. Așa a făcut. Auzi, apare îngerul Domnului și vorbește cu el. Și el zice, da, stai, lasă-mă, că dacă merg înainte să știi că te ascult. A ascultat? Ce s-a întâmplat cu el? A murit. Fraților, nu e de glumă cu religia. Asta nu e joacă. Nu e joacă, fraților. Nu e joacă. Dumnezeu în mila lui a trimis un înger să-i vorbească. Măgarul s-a oprit? Balaam nu. Oricine poate să fie orb. În momentul în care încep să amâi, așa se va întâmpla și cu tine. Mintea ta va deveni oarbă și inima întărită. Nici o minune, nu contează cât de mare, nu o să te mai schimbe. Că dacă n-asculți azi, nu o să asculți mâine. Dacă nu acționezi azi, nu o să acționezi mai târziu. Este periculos să amâi pocăința. Trecem mai departe că mă grăbesc. Cum a fost cu Lot? Trebuie să trecem peste câteva chestii aici, că nu mai avem timp. Vreau să vă citesc câteva paragrafe cu care probabil că nu o să fiți de acord și eu nu vă spun asta ca să vă judec și chiar o să vă explic de ce. Că cu sinceritate nu vă spun asta ca să vă judec. În primul rând nu vă știu situația. Dar să vă citesc câteva paragrafe. Deci așa, Lot ar fi putut să scape familia dacă nu-și făcea casa în orașul păcătos. Auziți, dacă Lot și familia lui și-ar făcut casa în afara orașului, la o distanță mică, cum spune Spiritul Profetic, să poți să lucrezi în oraș, să poți să lucrezi cu oamenii, dar să nu stai în mijlocul lor. Atunci ai fost scăpat. Enoch, Abraham au umblat cu Dumnezeu, dar ei nu au locuit în oraș, ci în afară. Atâta timp cât Dumnezeu unde putere să vorbesc, voi spune poporului nostru, o să vorbesc părinților, să părăsească orașele și să-și ia case la țară.
credincioșii care acum locuiesc în orașe, curând va trebui să se mute la țară ca să salveze copiii de ruină. Cunoașteți paragrafele astea? Cunoașteți? Le-au zis vreodată? Sunt 4 pagini de paragrafe, le am toate aici în caietul ăsta. Nici nu ne place să le citim. Că dacă le citim trebuie să facem ceva. Mai bine nu spune, frate, să n-aud. Acum e adevărat că dânsa spune acolo așa. Îți dă și când să te muți și cum să faci. Și spune așa. Când vedeți că încep crize economice, mutați-vă din orașele mari în orașele mici. Când vedeți că începe să dea legea duminicală, mutați-vă din orașele mici la țară. Și că se dă decretul, fugiți la munte. Dânsa spune. Dar după aceea dânsa spune așa. Nu pot toți să facă asta deodată. Dar trebuie să te rogi, așa spune, și Dumnezeu îți va da înțelepciune. Dacă tu ești sincer și dorești să asculți, Dumnezeu îți va da înțelepciune și dânsa zice așa. Te va ajuta să vinzi și să găsești altceva. Te va ajuta. E paragraf acolo, îl am, pentru cine îl vrea, îl am. Dacă te rogi sincer, Doamne, vreau să te ascult. Așa le-a spus la aia din Ierusalim. Când vedeți, lăsați și plecați. Au plecat? Unii. Unii nu. Și care nu au plecat, ce s-a întâmplat cu ei? Ok. Așa le-a spus la aia din Babilon. Ieșiți din Babilon. Au ieșit? Unii. Și unii nu. Așa ne spune și nouă. Ce facem? Îi judecăm pe ea. Au venit 3 străini la Lot. Și spun așa lui Lot. Îi spun, ieși afară din oraș, că Dumnezeu va distruge orașul, că stricăciunea orașului a ajuns până la cer. Da? Și ce zice Lot? În sfârșit, vin oamenii, vă amintiți povestea și zi lui Lot, dă-ne oamenii afară și, măi, dacă văd o minune, mă pocăiesc. Dumnezeu ce face? Îi lovește pe toți cu? Câți din ei? Unu, doi sau toți? Eu nu știu câți au fost, 50, 70, 100, dar aia e o minune. Când toți, într-o secundă, devin orbi, 100 de oameni sau 200 sau 300, aia nu-i la întâmplare. Băi, Gică, eu nu mai văd. Băi, Mitică, nici eu nu mai văd. Bă, Petrică, nici eu nu mai văd. Bă, suntem toți orbi. Ce-o fi asta? Și că nu-i nimic, că tot îi găsim noi pe pipăite. Așa de orbiți sunt oamenii în căile lor, că nu văd minunile. Așa de orbiți am ajuns și de obișnuiți cu viața noastră zi cu zi, că nu mai vedem minunile. Ce-i ce Lot? Să mă duc să vorbesc cu fetițele mele. Vă amintiți? Ce se duce? Se duce la fată și spune, băi, uite, a venit îngerul Domnului și mi-a spus să ieșim din cetate, că cetatea va fi distrusă. Și fiesa ce zice? Se duce sau nu se duce? Nu! Ce zice fiesa? Acum improvizez, nu e în Biblie, așa de la mine citire. Zice, băi, tată, bărbatul meu lucrează la spital, e în tură acum. Nu pot să plec așa fără el. Așteaptă când vine el, discutăm, ne rugăm, textul cu sfințenia, ne rugăm. Ce să te rogi când Domnul ți-a spus să pleci? There is nothing to pray. Go! N-ai nevoie să te rogi când Domnul ți-a spus să pleci, pleacă, ascultă. Doamne, să te ascult? Aia te rogi. Doamne, nu știu ce să te ascult? Păi ești nebun, vezi ce să te rogi? Dacă Domnul ți-a spus să asculți, ascultă. Deci stai, tati, să mă duc să vorbesc cu bărbatul și când vine de la servici, ne rugăm și după aceea vedem, spune mâine. Păi mâine nu mai ești, e prea târziu mâine, dacă nu te pocăiești azi, mâine e prea târziu. Se duce la fata cealaltă, băi tată, tu ai mâncat prea târziu azi noapte. Uite aici, stai jos, uite aici, deschide pe vreme, cu telecomanda, deschide televizorul, uite bă, nu e nicio tornadă, nu e vreme rea, ce vorbești tu? De ploaie, auzi, cu foc, păi ești nebun? Cum să plouă cu foc? Aici în Sodoma nu plouă nici cu apă, dar cu foc, Doamne ferește. Îi dă telefonul maică-sa, mamă, ce-i cu tata? Ăsta a mâncat prea târziu azi noapte. S-a otrăvit cu ciuperci. Ăsta delirează. Ascultă fetele sau nu ascultă? Se duce acasă. Și mama Lot zice lui tata Lot, ce fac copiii, vin? Nu vin, eu nu plec fără copii. Mă, nevastă, uite ce spune înger Domnul, eu nu plec. Și ce spune Biblia acolo, ce-a făcut Lot? Zice că a amânat. Așa spune în Biblie versetul, în Geneza 19 cu 16. Lot, nu nevasta, a amânat. Cine? Lot a amânat. Ce facem noi când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva? Amânăm, că e mai ușor. Lot a amânat. Ce fac? Zice nevasta, băi tată, ne-am cumpărat o cămilă nouă de la dealer. Are senzor în bumper. Când o parchezi, are cameră, numai ce am cumpărat cămila asta, am luat casa, am plătit deja 10 ani, avem 20, tu vrei să las totuși să plec? Nu merge, băi. Lasă, stăm, ne rugăm să vedem ce e ce Domnul. Ce să te rogi, frate, Domnul deja ți-a zis ce să faci. Ne rugăm și ne mai gândim și apoi luăm o hotărâre împreună cu copiii, ca înțelepți. Nu facem noi așa. Caz de sfințenie ca să ne ascultăm. Dar Dumnezeu, ce Dumnezeu bun avem. În mila lui, deși Lot amâna, auzi, l-a luat de mână.
Ce Dumnezeu milos! Și când suntem noi așa cum suntem vai de lume, l-a luat de mână și pe el și pe nevasta lui și pe cele două fete necăsătorite și a scos afară. Ce s-a întâmplat cu mama Lot? Ce a făcut? S-a uitat înapoi. De ce? Pentru că unde este... Și una. Unde e inima, acolo și comoara și invers. Fraților, dacă n-asculți azi și n-asculți mâine și nu te rogi azi și nu te rogi mâine și nu studiezi azi și nu studiezi mâine și nu servești azi și nu servești mâine, nu o să faci poi mâine. Dacă cu adevărat vrei să asculți, ascultă acum. Și dacă Dumnezeu îți mai dă ziua de mâine în dar, ascultă mâine. Și dacă Dumnezeu îți mai dă ziua de pomine, ascultă poi mâine. Nu amâna. Că așa se face pregătirea. Pregătirea nu aștepți până vin semnele sfârșitului și atunci te pregătești. Dacă n-arege acum cu aia care merg pe jos, nu o să te ții atunci de aia care merg pe cai. Dacă vrei să asculți de Domnul, astăzi fă ce spune Domnul astăzi. Și mâine, dacă Domnul îți mai dă har, o să faci ce spune Domnul mâine. Și nu te întreba cum, ascultă prin credință, că Domnul când te cheamă îți dă și mijloacele. Așa. Dumnezeu, care a fost plin de milă, i-a scos de mână afară. Fraților, am timpul e dus, încheiem în clipa asta. Mă opresc chiar acum. Nu, lăsăm numai, că așa n-am urmărit predica. Am povestit. Încheiem chiar în clipa asta. Fraților, noi ne cunoaștem așa puțin. Dar nu destul de bine ca să vă știu viața personală. E foarte ușor ca predica să treacă peste cap, să zice, mă, a fost o predică bunicică, da, să te duci acasă să nu faci nimic. Dar nu e nimic la întâmplare. Dacă Dumnezeu ne dă un apel, este păcat să procrastinăm, e păcat să amânăm. Dacă Dumnezeu îți face un apel ca să începi o viață de studiu și rugăciune, dacă Dumnezeu îți face un apel să începi să servești, dacă Dumnezeu îți face un apel, nu trebuie să amâi. Nu trebuie să te gândești, dar ce o să mă fac cu serviciu? Biblia e foarte clară. Căutați mai întâi și apoi promite Dumnezeul meu, care nu minte, că toate celelalte vi se vor pe deasupra. Noi nu avem încredere. Noi zicem, crezi? Da, cred. Dar în realitate nu credem. Nu ne e frică că dacă o să căutăm mai întâi, le pierdem pe celelalte. De ce ne e frică? Pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu destul ca să ne încredem în El. Căutați mai întâi împărăția cerurilor. Nu ce nimeni să te lași de servici. Dar te duci la servici în prezența lui Dumnezeu. Lucrezi ca și cum ai lucra pentru Dumnezeu. Trăiești ca și cum azi ar fi ultima zi din viața ta, ca și cum Domnul ar veni la noapte. Faci totul, tot ce face mâna ta, să faci cu toată puterea ta, ca și cum ai face pentru Dumnezeu. Trăiești în așa fel încât oamenii să-L vadă pe Iisus în tine. Mi-amintesc când îl vedeam pe tata că se roagă. Zice, bă, Goia, tu te rogi tot timpul și zi și noapte. La două, la trei, la patru dimineața, când treci prin cameră, tu te rogi. Ce te rogi atâta? Și spunea tata, zice, măi, tu ți-amintești când că-ți place apa? Da, mi-amintesc. Și când e soare, cum îți place să te bagi în apă? Tot, să mă răcoresc, că e prea soare și mă bag și cu capul sub apă. De ce te bagi? Să mă răcoresc. De ce nu lași capul afară? Pentru că mă încind. Și atunci pe unde e apa? Păi zic, e în jurul meu, peste tot. Deci tot ce las afară, neacoperit de Hristos, sunt expus la păcat. Și eu mă rog până sunt acoperit de Hristos, de jur împrejur, că atunci când ies din cameră, oamenii să nu mai mă vadă pe mine, ci să-L vadă pe Hristos în viața mea. Așa mi-a spus când era mic. Să ai o așa relație cu Dumnezeu, încât oriunde te duci, la servici, la Walmart sau la Stopline, la Stop Sign, la Stop Light, nici nu mai știu să vorbesc. Oriunde ai fi, oamenii să-L vadă pe Hristos în tine. Aia înseamnă să te pregătești. Orice ocazie care Dumnezeu te... Dimineața, nu te rogi, Doamne, fii cu mine și ajută-mă cu serviciu, cu școala și cu tare și cu tare. Ci te rogi și zici, Doamne, deschide-mi ochii. Dacă Tu îmi dai vreo ocazie să fiu o binecuvântare pentru cineva azi, dacă Tu dai o ocazie să servesc azi, să nu fiu atât de orbit de nevoile mele ca să nu văd nevoile altora. Deschide-mi ochii, urechile, când Tu îmi vorbești, să ascult. Și când încetezi să te rogi pentru tine rugăciuni selfish și începi să te rogi pentru alții, atunci Dumnezeu lucrează și pentru tine. Dumnezeu când i-a spus lui Avram, te voi binecuvânta, Dumnezeu a încheiat acolo sau a continuat aici și tu vei fi o... Uite să-l spun cum spune în ebraică, deci așa, te voi binecuvânta ca să fii o binecuvântare sau in order to, și tu de aceea vei fi o binecuvântare pentru toate oamenii. Dumnezeu nu l-a, spune atât de clar spiritul profetic, Dumnezeu nu l-a binecuvântat ca el să fie binecuvântat, ci ca să-l facă o binecuvântare pentru toți. Dumnezeu
nu e în businessul de a ne ajuta pe noi să avem o viață bună și să nu facem nimic în mod egoist. Dumnezeu ne-a chemat cu un scop foarte clar. Și dacă Dumnezeu te-a chemat, Dumnezeu nu vrea ca tu să te ocupi mai de tine. Și vrea să fii preocupat de alții până la punctul că te uiți pe tine. Nu spune clar să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu totul, cu tot sufletul, cu toată puterea și pe aproapele tău, cum? Păi să nu spuneți mie că noi ne iubim mai puțin cu gura. Cu gura e ușor de zis, ce te iubesc frate, aia e bolonie. Nu spuneți mie că noi iubim pe aproapele ca pe mine însuți. Pentru că dacă îl iubesc ca pe mine, trebuie să fac pentru el ce fac pentru mine. Așa e sau nu? Păi cinstit. Cât timp petrecem pentru alții? Ca să vă spun cât timp petrecem pentru noi. Trebuie să învățăm să ne rugăm mai puțin. Gândiți-vă cât timp ne rugăm pentru noi, ca să măsurați. Și cât timp ne rugăm pentru alții. Trebuie să învățăm să ne rugăm mai puțin pentru noi, să ne uităm pe noi datorită iubirii pentru alții. Așa de mult să iubim pe ăia, încât să uităm de noi. Să zicem, Doamne, am și eu nevoie. Dar nevoile mele sunt ok, dar ăia pierd. Te rog frumos, salvează-i. Spune Sorai că Dumnezeu nu rezistă la rugăciunile acelea. Nu poate să nu răspundă. Pentru că caracterul cerului este un caracter care uită de sine însuși. Uită de sine. Cum se numește? Altruist. Uită, selfless. Uită de sine. Se uită pe el de dragul altora. Și spune că atunci când noi facem așa și ne ocupăm de alții, Dumnezeu lucrează pentru noi, pentru că Dumnezeu își ține cuvântul. Ce pâinea și apa, câteodată și checul și mustul. Nu vor lipsi. Pâinea și apa. Dacă el a pregătit pentru Ilie, dacă el a dat Israelului în pustie, ația oamenii le-a dat apă, în pustie aia le-a dat apă și mâncare zilnic, crezi că n-are putere să-ți dea și ție? Și al Domnului e pământul cu tot ce e pe el. Deci în liniște și în pace va fi mântuirea lor. Le voi da pâinea ca în somn. Fraților, Dumnezeu are putere. Încercați, gustați, puneți-i la probă, să vedeți că Dumnezeu e credincios. Ne spuneam asta la oamenii noi când am avut evanghelizare în aprilie anul trecut. Le spuneam, uite aici, facem un commitment. Toți, toată biserica, venim și ajutăm. Toți. Și atâtea ore pe zi, uităm de casă, uităm de tot și venim și ajutăm. Cu 6 luni înainte am început, ne-am dus în oraș, ne-am dus la poliție, ne-am dus la pompieri, ne-am dus la săraci, ne-am dus la spitale. Toată lumea, toată biserica. Lucrau din 300, nu toți, 260. Și pe aceea, după ce am terminat evanghelizarea, s-au botezat 27 de oameni atunci, după ce am terminat evanghelizarea, i-am întrebat așa, vreau sincer să-mi spuneți, câți dintre voi, pentru faptul că ați pierdut vreo 4 ore pe zi servind, ați pierdut ceva în business? V-a scăzut portofoliu, v-a scăzut banii, v-a scăzut ceva, ați pierdut ceva? Și spunea fratele Peter, doctor de ochi, spunea, ce frate pastor, e foarte ciudat. Când petreceam atâtea ore pentru mine, pentru job, am spus asta. Și acum e o chestie care nu pot înțelege. Am petrecut mai puțin pentru mine și am petrecut cam 4 ore pe zi pentru Domnul, pentru lucrarea asta de evanghelizare. Și zice, cum necum, am mers totul mai bine la servici. Deci am înaintat în poziție la servici, oamenii mă respectă mai mult, oamenii discută cu mine și mă întreabă de Domnul și îmi spun că e ceva cu mine, că am pace tot timpul și toți mă întreabă să le dau și lor studii biblice, să le dau și lor cărți. Deci eu nu înțeleg. Când mă ocupam de mine, nu mă întreba nimeni de vorbă. Când acum mă ocup de alții, mă întreabă toți de vorbă și o duc mai bine la servici. Fraților, nu o să pierdem. Dumnezeu e credincios. Dumnezeu când v-a spus toate celelalte, vi se vor da? Dumnezeu știe cuvântul. Dar noi nu avem credință și atât de tare ne ocupăm de noi că uităm să ne ocupăm de ce ne-a pus el. Și las că noi o să ne ocupăm când vine Domnul. Nu o să ne ocupăm când vine Domnul, că noi nu o să știm când se închide harul. Pregătirea se face azi, nu când se închide harul. Când se închide harul, nici nu o să ai habar că s-a închis. Și când îți dai seama, e prea târziu. Dumnezeu face un apel la noi să începem lucrarea azi. Și lucrarea începe prin să ne pregătim. Și lucrarea începe prin a face ce îți dă Dumnezeu în fiecare zi. Spune așa că Iisus se ruga dis de dimineață, e așa sau nu? Din Sfântul Proroc spune că cerea planul lui Dumnezeu pentru fiecare zi. Trebuie să avem curiozitatea, să vedem care e planul lui Dumnezeu cu mine azi. Doamne, te rog să mergi cu mine azi, să-mi arăți planul tău cu mine azi și să mă ajut să am ochii deschiși ca dacă tu îmi dai ceva de lucru azi, să-l împlinesc. Azi. Mâine nu știu dacă mai trăiesc, dar azi. Mâine din nou, aceeași rugăciune. Doamne, vreau să-ți împlinesc planul tău. Ce spune? Știu planurile care le-am cu privire la? Dumnezeu are un plan cu tine. Un plan azi. Noi nici măcar nu suntem curioși să-i... Noi ne rugăm pentru planul nostru. Dar foarte rar aud oameni care se roagă, Doamne, arată și mie planul tău cu mine. Tot ce facem noi, arătăm planul nostru lui și îl punem să-l binecuvinteze. În loc să zicem, Doamne, arată-mi tu planul tău pentru azi. M-ați înțeles? Fraților, Domnul să ne ajute să începem pregătirea azi. Pentru că timpul este extrem de scurt. Iisus vine foarte curând. Foarte curând. Mai curând decât ne imaginăm, e la ușă.
Haideți să ne rugăm. Părinte bun, îți mulțumim pentru răbdarea ta, pentru harul tău, pentru mila ta, pentru că aștepți după noi. Puteai să vii de mult și ai așteptat după noi. Ne tot învârtim în pustia asta din cauza necredinței și din cauza că ne-am pus ochii pe viața asta, ne-am obișnuit cu Egiptul, ne-am obișnuit cu lumea și am uitat că de fapt noi suntem străini și călători și că aceste lucruri vor arde. Ajută-ne să ne punem ochii pe cer. Ajută-ne să te punem pe tine pe primul loc, onoarea ta, lucrarea ta și în rest să avem încredere că tu îți vei ține cuvântul și ne vei purta de grijă. Ne predăm ție, ne consacrăm cu umilință în numele lui Iisus și îți mulțumim. Amin. Amin.